Eu sunt Să știe tot pământul că are un salvator. Să știe tot pământul că are un creator. Să știe tot pământul că are un stăpân. Să știe întreaga lume Creator, să știe tot pământul că are un stăpân, să știe întreaga lume că are un Creator. Și acest stăpân este Dumnezeu, care toate le-a creat prin puterea sa. Și acest stăpân este Dumnezeu, de aceea lui mândim și îl preamăresc. Și acest stăpân este Dumnezeu, care toate le-a creat prin puterea sa. Și acest stăpân este Dumnezeu, de aceea lui mântim și îl preamăresc. Să știi chiar și tu, omule, că ai un Creator, ce grijă ta îți poartă și-ți vine în ajutor. Să știi chiar și tu, omule, că ai un Creator, ce grijă ta îți poartă și-ți vine în ajutor. Și acest stăpân este Dumnezeu, prin puterea sa. Și acest stăpân
Slăvit să fie Domnul! E o mare bucurie să-L ai stăpân pe Dumnezeu. Noi fără stăpân nu suntem niciodată. Ori l-avem stăpân pe Dumnezeu, ori avem stăpân pe celălalt. Dar spune cuvântul Domnului, ferice de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Noi suntem în seara asta strânși în locul acesta ca să mărim numele Dumnezeului nostru. Cât de bine am sta, cât de mulți bani am avea, cât de bună poziție socială am avea în societate. Noi avem nevoie de ceva. Ceea ce scrie în Psalmul 57 cu ceea ce începe, o să-l citim după prima rugăciune. Începe David și spune așa, ai milă de mine, Dumnezeule, oricât de bine am sta în societate, oricâte lucruri am dobândit în lumea aceasta, avem și suntem dependenți de mila lui Dumnezeu. De aceea încă din prima rugăciune ar vrea să cerem mila lui Dumnezeu peste noi, peste casele noastre, peste strângerea noastră în locul acesta, pentru că totul fără mila lui Dumnezeu se ruinează, n-ai nicio bucurie. Oameni bogați în societate, oameni bine realizați, cu pastile de dormit, de depresie, de lipsa bucuriei. Uitați-vă pe fețele lor, lipsa bucuriei. Dar când e Dumnezeu prezent, când e mila lui Dumnezeu, parcă și bucata de pâine aia uscată, parcă alunecă pe gât. De ce? Că-i mila lui Dumnezeu peste tine. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste seara aceasta, să cerem, așa cum am spus, mila lui Dumnezeu să fie peste întreaga slujbă și noi să fim acoperiți de prezența lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm așa cum stăm. Haideți să deschidem împreună cuvântul Domnului la pagina 585, la Psalmul 57. Psalmul 57. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul.
La umbra aripilor tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către Cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Da, Dumnezeu își va trimite bunătatea și credincioșia. Sufletul meu este între niște lei, stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Ei întinseseră un laț sub pașii mei, sufletul mi se încovoia și îmi săpaseră o groapă înainte, dar au căzut ei în ea. Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare. Voi cânta, da, și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflete, treziți-vă alăută și harpă, mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava ta. Amin. Haideți să ocupăm locurile și mai cântăm dintr-o cântare. Cântă și laudă-L pe Domnul neîncetat, brațul-i puternic din groapă ne-a scăpat. Salvat de la moarte, Tu ești acum iertat. Azi cântă și laudă-L pe Domnul minunat. Voi, israeliți din vale, haide să-i cântăm cu cântări, cu osanale, să-L adorăm. Mare este Domnul nostru, nimeni nu-i ca El. Lăudați cu bucurie pe Emanuel. Voi, israeliți din vale, haide să-i cântăm cu cântări, cu osanale, să-L adorăm. Mare este Domnul nostru, nimeni nu-i ca El. Lăudați cu bucurie pe Emanuel. Cântă și laudă-L pe Cel ce s-a jertfit, Domnul din moarte pe noi ne-a mântuit. Cântă-i cu suflet și strigă neîncetat, căci mare e Domnul și vrednic de lăudat. Voi, israeliți din vale, haide să-i cântăm cu cântări, cu osanale, să-L adorăm. Mare este Domnul nostru, nimeni nu-i ca El. Lăudați cu bucurie pe Emanuel.
cu cântări, cu osanale, să-L adorăm. Mare este Domnul nostru, nimeni nu-i ca El, lăudați cu bucurie pe Emanuel. Ar vrea să mai venim înaintea Domnului cu o rugăciune și în rugăciunea aceasta ar vrea să venim înaintea Domnului să cerem de la Domnul vreme de înviorare pentru noi. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Trezește-te, suflete, treziți-vă alăută și harpă. Uitați-vă că aici David nu zice, Doamne, trezește-mă. Că noi asta spunem, Doamne, mai trezește-ne. David se uită la sufletul lui și nu știu cum i-o fi dat ghiont, cum l-o fi scuturat, că o zis, suflete, trezește-te. Nu o zis, întâi trezește-te, harpă și alăută, adică întâi cântăm și după aia ne trezim. O zis, nu, întâi se trezește sufletul și după aceea începe să cânte. Păi de ce nu poți cânta? De ce nu poți să te rogi? De ce nu te poți bucura? Știți de ce? Doarme sufletul. Doarme sufletul. N-ai vrea în seara asta să-i spunem, Doamne, nu-l trezi pe altul. Vreau să mă trezesc eu. Vreau să vină vreme de înviorare peste mine. O zis David așa, mă voi trezi în zori de zi. Păi noi suntem atât de ocupați că noi nu ne putem trezi. Noi nu ne putem trezi mai devreme, eventual dacă pică 100 în plus, atunci acum să nu. Stai tătă noaptea, mergi de la 3 dimineața. Dar o zis David, mă voi trezi în zori de zi și te voi lăuda printre popoare, Dumnezeule. Adică mă voi trezi ca să am părtășie cu tine. Știți ce îmi doresc? Să trezească, să ne dea Domnul putere să ne trezim sufletul în noi. Că atunci va merge și cântarea de laudă, să trezească Domnul și să dea putere cântărețului să-și trezească sufletul. Că atunci când ai sufletul treaz, știi cântarea de laudă care trebuie pentru seara asta, știi poezia, știi mesajul, nu? Dacă sufletul doarme, doarme și trupul. Nu vezi? Obosim noi la amvon, eu vă obosesc pe dumneavoastră, dumneavoastră căscați. Dar dacă Duhul, sufletul îi trezit în mine, dumneatale, nu caști pe bancă. Îi nevoie de vremuri de înviorare peste noi. Să o dea Domnul în seara aceasta, să lase Domnul vreme de înviorare peste poporul lui. Haideți să ne ridicăm pe picioare și în sensul acesta. Spune-i Domnului starea ta. Spune-i, Doamne, nu mă pot trezi, stau la televizor până seara târziu. Nu mă pot trezi dimineața. David a zis, program avea David. Avea probleme, l-avea și pe Saul pe urmele lui. Dar au zis, am timp să mă trezesc în zori de zi și să te laud printre popoare. Să ne dea Domnul starea aceasta, inima noastră să fie deschisă pentru a stea în părtășie cu Dumnezeu. Și cerem de la Domnul să ne învioreze El, să ne dea bucurie la mesaj, să ne dea bucurie la cântare. Și tot ce se întâmplă, să se întâmple în inimile noastre, ca să-L putem lăuda printre popoare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să intrăm în rugăciune așa cum stăm.
Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și mai cântăm dintr-o cântare. Când Domnului că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie. Haideți împreună să-i dăm lui Dumnezeu toată gloria. Când Domnului că mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie. Mi se bucură inima-n mine, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, voi cânta lui Dumnezeu glorie. Și nesfârșită viață vom intra lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte lui Dumnezeu glorie. Mai stăm într-o rugăciune înaintea Domnului pentru cei care trec prin diferite probleme, prin diferite necazuri și auziți ce zice David în versetul 2, în Psalmul 57. Zice, eu strig către Dumnezeu, către Cel Preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Asta-i nădejdea celor care trimit biletul aici. Că împreună cu biserica strigăm către Dumnezeul Cel Preanalt și avem convingere, avem credința că El lucrează pentru noi. A venit un bilet care m-a surprins plăcut și mi-a dat un sentiment de bucurie. O tânără, bănuiesc, a scris biletul acesta, zice, vreau să mulțumesc Domnului pentru că în urma rugăciunii și ungerii cu un de lemn în tabără, a fost o seară de rugăciune, un timp de rugăciune pentru tinerii care sunt bolnavi și s-au făcut ungeri cu un de lemn și slujitorii care am fost mai mulți acolo în tabără, ne-am rugat pentru cei ce erau bolnavi. Și-o zis tânăra aceasta, scrie aici, zice, din seara aceea Domnul s-a atins de mine și m-a vindecat. Zice, am trimis biletul acesta ca să fie o încurajare și să știți că e o încurajare. Pentru că Dumnezeu se folosește și în generația fraților în vârstă, are oameni și are Dumnezeu oameni și în generația tinerilor. Pentru că în orice moment și în orice generație, Dumnezeu a avut oameni de care s-a folosit. Și în seara asta știu că dumneatale ești omul folosit de Dumnezeu. Să strigăm înaintea Domnului ca Domnul să se atingă de cauzele acestea care le aducem înaintea Domnului. Să știți! Mulți trimit bilete cu convingere, cu toată inima trimit bilete aici. Mi-a venit acum în minte, acolo în tabără a fost un frate
din județul Arad și avea o casă de vacanță acolo în sat unde a fost tabără. Și omul acesta, fratele acesta, a venit la fiecare program era cu noi. Și la un moment dat ne-a povestit și a zis așa, zice, acum 2 ani de zile, zice, am fost internat în spital, zice, mi-a crăpat aorta. Cei care sunteți în medicină știți ce înseamnă. O zis, tot sângele mi-a invadat corpul. Zice, m-a operat de urgență și nu mi-a dat nicio șansă. Nicio șansă. Zice, mi-a scos inima și-a pus-o lângă mine, mi-a sudat, ori lucrat la inimă și după aceea mi-a pus-o înapoi în piept. Zice, doctorii nu mi-au dat nicio șansă. Și zice, în timp ce eram în spital, din coșul vostru de bilete, i-a zis, el e din județul Arad, zice, din coșul de bilete care l-ați avut la Elim, singurul bilet care s-a scos, de acolo și s-a citit, a fost cauza mea înaintea lui Dumnezeu. Și zice, soția mea o știut că Domnul se va atinge de mine. Zice, să știți că inima mea e legată și ne urmărește la toate programele. E legată pentru că, zice, de biserica voastră. Pentru că știu că din coșul ăla, acum, eu nu vreau să extrag, am extras biletul ăsta de mulțumire. Dar știți ce ar vrea? Să le ia Domnul în mâna lui toate biletele. Toate cauzele sunt importante. Necazul tău nu-i mai puțin important înaintea lui Dumnezeu. Durerea ta de picior, durerea ta de cap, durerea ta de spate, mai știu eu ce, cancerul tău, nu-i mai puțin grav decât durerea altuia sau a unuia cu o durere mai mică, nu-i mai puțin important înaintea lui Dumnezeu. De aceea să facem ce a zis David. Eu strig către cel preanalt. În rugăciunea aceasta să strigăm către cel preanalt, pentru că Domnul este cel ce dă vindecarea. Domnul este cel ce răspunde rugăciunilor noastre. Coșul acesta îl punem în mâna Domnului prin credință, că El răspunde la vremea hotărâtă de El. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm în sensul acesta și Domnul să asculte ruga noastră. Amin.
Haideți să ocupăm locurile și în momentele care urmează, orchestra este pregătită și e gata să laude pe Domnul, după care și corul tinerilor va cânta o cântare, după care ascultăm doi frățiori cu o cântare frumoasă care spune: de părinți eu vreau să ascult, să-i ajute Domnul. După care ascultăm o cântare care spune: leagă-ți inima de cer. Și asta e marea noastră dorință, să ne legăm inima de cer și să rămânem legați pentru totdeauna. Iar după aceste două cântări și sora Maria Todor e pregătită să laude numele Domnului printr-o cântare și Domnul să dea inimă bună, Domnul să dea celor ce ascultă inimi deschise și slava Domnului să fie peste noi. Amin. Thank you.
de Domnul Dumnezeu. Știu că fericit voi fi pe acest pământ dacă împlinesc cuvântul sfânt. Chiar de sunt micuț, vreau să-L laud pe Iisus până voi ajunge-n cerul sus. Mereu prin ce trec, pe Iisus vreau să-L slujesc, cuvântul sfânt doresc să-L împlinesc. Chiar de sunt micuț, vreau să-L laud pe Iisus până voi ajunge-n cerul sus. Mereu prin ce trec, pe Iisus vreau să-L slujesc, cuvântul sfânt doresc să-L împlinesc. Doamne, binecuvintează și părinții mei, îndură-te-a și de ei. Zi de zi să învorbească din cuvântul sfânt, prin ei să te cunosc mai mult. Chiar de sunt micuț, vreau să-L laud pe Iisus până voi ajunge-n cerul sus. Mereu prin ce trec, pe Iisus vreau să-L slujesc, cuvântul sfânt doresc să-L împlinesc. Chiar de sunt micuț, vreau să-L laud pe Iisus până voi ajunge-n cerul sus. Mereu prin ce trec, pe Iisus vreau să-L slujesc, cuvântul sfânt doresc să-L împlinesc. Chiar de sunt micuț, vreau să-L laud pe Iisus până voi ajunge-n cerul sus. Mereu prin cer cresc, pe Iisus vreau să-L slujesc, cuvântul sfânt doresc să-L împlinesc. Amin, amin. Leagă-ți inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu, viitorul tău este în mâna sa. Prin credință înaintezi, deschide ochii inimii să-L vezi, este lângă tine, trebuie doar să crezi. Predă-ți viața în brațul Domnului, să conducă al tău destin spre cer. Oferă-i totul, chiar și când nu înțelegi, e suveran și-n viața ta. Leagă-ți inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu, viitorul tău este în mâna sa. Prin credință înaintezi, deschide ochii inimii, să-L vezi, este lângă tine, trebuie doar să crezi. Inima, mintea mea sunt legate de cer. Transformă-m
leagă-ți inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu, viitorul tău este în mâna sa. Prin credință înaintezi, deschide ochii inimii să-L vezi, este lângă tine, trebuie doar să crezi. Leagă-ți inima de cer, leagă-ți viața ta de Dumnezeu, viitorul tău este în mâna sa. Prin credință înaintezi, deschide ochii inimii să-L vezi, este lângă tine, trebuie doar să crezi. Este lângă tine, trebuie doar să crezi. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Unde locuiește fericirea? Spuneți-mi unde o pot găsi. Azi urcă pe vârfuri omenirea, dar fără ea sunt triși, n-o pot găsi. Și astăzi își fac oamenii palate, cu slujbe mari și sunt bine plătiți, dar eu vă spun că numai Domnul poate să vă facă ca să fiți fericiți. Lasă-ți inima să intre Mesia, să te curăți așa cum ești. El, Domnul Emanuel, să te facă cum vrea El, Domnul te iubește cel mai mult. N-o găsești în bani sau sănătate, nici în bogății nespuse de a-i avea, dar eu vă spun că numai Domnul poate din cer ca să-ți dea fericirea. Domnul este cel atotputernic, nemărginit în bunătatea sa. Dacă alegi cuvântul său cel veșnic, Domnul fericirea îți va da. Lasă-ți inima să intre Mesia, să te curăți așa cum ești. El, Domnul Emanuel, să te facă cum vrea El, Domnul te iubește cel mai mult. Poți să te ridici până la stele sau pe fundul mărilor adânci, de-ai avea tot aurul din lume, la fericire n-ai să poți să ajungi. În cuvântul sfânt e bucuria, sursa fericirii e Iisus. Doar așa găsi vei fericirea, pe pământ și acolo în ceruri sus. Lasă-ți inima să intre Mesia, să te curăți așa cum ești. El, Domnul Emanuel, să te facă cum vrea El,
Domnul te iubește cel mai mult. Lasă-ți inima să intre Mesia, să te curăți așa cum ești. El, Domnul Emanuel, să te facă cum vrea El. Domnul te iubește cel mai mult. Amin. Salutăm cu bucurie pe fiecare care este în locul acesta, dar în mod deosebit îngăduit să o salutăm pe sora Măreț Ileana. Dânsa locuiește împreună cu o parte din familia dumneaei la Aradul Nou. Sâmbătă a fost înmormântarea soțului dumneaei, a fratelui Petrică. Și este o mare surpriză pentru noi, sora Ileana, să te vedem aici la Elim. După ani de zile, ne bucurăm și spunem bine ai venit alături de cei doi fii care te însoțesc și care sunt cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste situația aceasta a despărțirii de fratele Petru, în nădejdea reîntâlnirii, a revederii, acolo la Domnul, pentru că știm că toți suntem doar călători. Începem undeva și cândva călătoria noastră pe pământ și o încheiem într-o zi undeva, dar vrem pe pământ, dar vrem ca ea să continue în veșnicia lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați în picioare la 84-85 de ani. Ridicați-vă, vă rog, pentru câteva momente să vă vadă adunarea. Este una din pionerele bisericii. Are peste 70 de ani de când este în biserica aceasta. De când a luat ființă pe Oituz, vă spuneam, când a decedat soțul dânsei, a fost membră aici. Și-a format familie și s-a bucurat de viața cu care Domnul a binecuvântat-o. Puteți ocupa locul și ne vă mulțumim și ne bucurăm că sunteți cu noi. Mâine dimineața la ora 9:15, cei care s-au înscris sau cei care mai doresc să se atașeze grupului de frați și surori, seniori, care au fost la construcția bisericii sau cei care, chiar dacă nu au fost, dar își doresc să meargă împreună cu ceilalți, la 9:15, la Sinaia, în fața Bisericii Ortodoxe acolo, vor fi două autobuse mari care să-i preia, să-i ducă la Icloda pentru un timp de părtășie binecuvântată, într-un loc frumos, liniștit și să le facem o bucurie celor care au harul acesta să bucure de viață, de pensie și să fie la anii seniorilor. Domnul să-i binecuvinteze! Apoi, sâmbătă, la ora 11, copiii încep repetiția corului de copii. Rugăm părinții și cât și copiii prezenți să aibă în vedere acest anunț și să se implice în lucrarea aceasta. Duminică dimineața, de la 9 la 10, rugăciune, de la 10 la 12, avem serviciu divin. Iar apoi, după masă, duminică, ora 18, vom începe serviciul cu o rugăciune deosebită, care este așteptată totdeauna la începutul noului an de studii. Fie că este vorba de cei mai mici, fie că este vorba de cei mai mari, avem rugăciunea aceea specială, care în fiecare an la început de an de școală are loc aici la Elim. Rugăm, dar, pe toți cei care cred în puterea rugăciunii, vor binecuvântarea Domnului prin rugăciunea bisericii, să fie prezenți aici, să ne rugăm împreună, și Dumnezeu să-și întindă aripa Lui binecuvântată, să dea binecuvântare de sănătate, de înțelepciune și de pricepere peste toți cei care încep acest nou an de studii, să-l termine cu bine și să aibă împliniri în lucrarea aceasta. Iar acum, frați și surori, vă rog să ne ridicăm, să deschidem Scripturile la pagina 647 De aici vom cita din Proverbe, capitolul 9, acest capitol format din 18 versete, unde înțeleptul Solomon este cel care scrie cuvinte ca în toate cărțile lui speciale și deosebite și aici spune strigarea prietenoasă a înțelepciunii. Strigarea prietenoasă a înțelepciunii.
Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi și-a înjunghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Cerul lipsit de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Amin. Haideți să rostim rugăciunea Tatăl nostru, pregătim o cântare și în timpul cântării are loc colecta din această dupămasă. Rostim ruga Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Cântarea spune: vine o zi când vom pleca spre Canaan, ne-om îndrepta. Da, vine o zi. Zi când vom pleca spre Canaan, ne-om îndrepta. Da, vine o zi, da, vine o zi. O trâmbiță va răsuna, de pe pământ ne-om înălța. Noi vom zbura, noi vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nor de slavă în văzut. Cu mintea nu poți-a gândi ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Tot universul va privi fără de număr galaxii. Vor asculta, vor asculta cântarea celor mântuiți, iertați prin har neprihăniți de mielul sfânt, de mielul sfânt. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nor slavă în văzut. Cu mintea nu poți-a gândi ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nor de slavă. Ce întâlnire
vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ocupăm din nou locurile, citesc câteva nume și rugăm acești frați, dacă sunt, să rămână puțin la încheiere. Ciosici Ciprian, Adi Dumitru, Emanuel Lup, David Broșban, Novotni Daniel, Ile Ioan, Dani Lupu și Tiron Andrei. Iar acum din nou, orchestra aduce o cântare de laudă pentru slava Domnului. În urmă, ascultăm poezia intitulată Copacii, după care apoi ascultăm cuvântul Domnului rostit prin fratele Sebi a Casandrei. Iar după fratele Sebi, sora Lidia va cânta o cântare, iar în urmă corul tinerilor. Thank you.
Copacii. Copacii au plecat să ungă un împărat, să pună în fruntea lor ca domn peste popor. Cu toți a sfătuit măsliniu potrivit să fie împărat, dar el a refuzat. Măslinul a răspuns, eu am destul de ajuns, căci Dumnezeu mi-a dat un om de lemn curat. Și cum să-l părăsesc când eu îmi veselesc pe Dumnezeu mereu prin ceea ce rodesc? Nici via nu a vrut să-ți lase ei destin. Ea nu a renunțat la struguri și la vin. Eu nu voi părăsi ce Dumnezeu mi-a dat. Nici via nu a vrut să fie împărat. Smochinul, poate el ar vrea și-ar dori să fie împărat, iar noi îl vom sluji. Copacii au propus când la smochin s-a dus, dar pomul minunat și el l-a refuzat. Eu nu voi renunța nici când la roada mea, căci eu împărățesc smochine când rodesc. Și sunt apreciat de cei ce l-au gustat, căci Dumnezeu a vrut să dau iorul plăcut. Atunci l-au întrebat pe omul înțepat, pe omul ce străin simboliza prin spin. N-ai vrea tu să domnești și să împărățești? Iar omul îngânfat pe tron s-a așezat. Dar focul a ieșit și spinul l-a aprins. Când nu ești mulțumit, vei fi bătut învins. Iar dacă i-ai ucis pe cei din jurul tău, cu dorul să domnești, nu-i bine, dragul meu. Există un stăpân și un judecător, de nu-l vei respecta, vei arde în cuptor. Ca și Abimelec, ca spinul din trecut, deși s-a înălțat, la urmă a căzut. Nu-ți părăsi rodirea, căci Domnul te-a îndestrat cu duș și cu putere, cu un de lemn curat. Nu părăsi acestea cu dorul de a domni. Învață de la pomi cu roade pe câmpii. Ca vinul și smochina, dulceață bucurii, sunt Duhul Sfânt puterea ce-n tine va rodi. Nu renunța la Domnul cu dorul de a fi spin. Prestează-ți calitatea curată de creștin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. E atât de frumos să știm că în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu are modul lui minunat în care ne vorbește atât de frumos. În această dupămasă s-a citit acest capitol din Proverbe, o carte în care se vorbește în mod deosebit despre înțelepciune. Și aș dori cei care aveți Biblia la dumneavoastră să o țineți deschisă, pentru că aș dori în câteva minute să parcurgem împreună acest frumos capitol. Și observați cât de frumos spune aici Biblia în primele trei versete. Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei șapte stâlpi, și-a înjunghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa și-a trimis slujnicele ei și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. E atât de frumos să vezi cum Dumnezeu este acela care face un plan, un proiect. Acum, cei care, eu știu, lucrați în construcții, știți foarte bine, atunci când faci o casă, trebuie mai întâi de toate să ai un proiect. Vedem că Dumnezeu este acela care vine și își zidește casa și apoi, într-un mod, am spune noi, ciudat, din punct de vedere omenesc, taie cei șapte stâlpi. Aș vrea să vă spun că Biblia ne vorbește despre un plan pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, mai înainte de întemeierea lumii. Efeseni, capitolul 1, vorbește despre lucrul acestea. Și Dumnezeu, în planul lui minunat, în proiectul lui pe care l-a făcut vis-a-vis de om și vis-a-vis de omenire, Dumnezeu, în planul acesta, a hotărât ca să ne dea nouă viața veșnică, să ne mântuiască prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte în Ioan, în capitolul 2, spune la un moment dat Mântuitorul, stricați templul acesta și în trei zile eu îl voi zidi iarăși. Oamenii se întreba, pe cum se poate? Tu știi câți ani au trebuit ca să se zidească templul acesta? Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem. În mod deosebit, când ne uităm în Noul Testament, înțelegem cu altă claritate pasajele din Vechiul Testament. Și vedem că Dumnezeu este acela care creează un plan, creează un proiect, dacă vreți, și Dumnezeu este acela care face totul ca acest ospăț despre care Biblia vorbește aici să aibă loc. Deși pentru omul firesc, pentru omul care nu-L cunoaște pe Domnul, casa zidită și apoi dărâmată pare o nebunie. Cum adică să construiești o casă, să zidești o casă și apoi să o dărâm? Dați-mi voie să vă spun, pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, când ne uităm în cuvântul Său, vedem că de fapt aceasta ne arată marea înțelepciune și priceperea Creatorului. 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel vine și spune
Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. De asta de multe ori oamenii nu ne înțeleg. Și n-ar trebui să ne mire aspectul acesta. Pentru că noi vorbim despre lucruri pe care ei nu le-au văzut, pe care ei nu le-au înțeles, pe care ei nu pot să le primească pentru că nu cred cuvântul lui Dumnezeu. Ei, pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu, această înțelepciune pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o, o găsim întrupată și întruchipată în persoana Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dumnezeu face un plan, Dumnezeu face un proiect și aș vrea să vă spun ceva. Orice om, ca să poată să ajungă deja acolo, Dumnezeu și-a făcut partea. Matei, capitolul 22, Domnul Iisus vine și spune o pildă. Pilda nunții fiului de împărat, unde se vorbește tot despre acest lucru. Despre faptul că împăratul a pregătit un ospăț și a înjunghiat oile, boi și vitele și a trimis slujnicele, a trimis pe oameni să-i cheme pe ceilalți. Și a trimis slujitorii să-i cheme pe oameni să vină la acest ospăț. Însă ne uităm cu atâta durere în suflet că ce s-a întâmplat atunci în care oamenii au spus, noi nu avem nevoie. Ba mai mult chiar i-au omorât pe unii din slujitori, ba chiar i-au batjocorit. Așa se întâmplă și astăzi. Dumnezeu are oamenii săi prin care îi cheamă pe cei nemântuiți. Însă de multe ori ne uităm cu durere în suflet și ne dăm seama. Respingerea de care noi avem parte. Dar noi n-ar trebui să ne supărăm pentru că ei de fapt nu ne resping pe noi, ci de fapt resping chemarea lui Dumnezeu. Vedem în primul rând, în această după masă, că Dumnezeu are un plan pe care El a întemeiat, un plan pe care El l-a făcut deja și mai departe, în al doilea rând, Dumnezeu face o chemare. Dumnezeu a pregătit ospățul. Totul este gata. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să moară în locul nostru, ca noi crezând în El să avem viața veșnică. Dumnezeu, cu alte cuvinte, și-a făcut partea. Apoi, în al doilea rând, ne uităm de la versetele 4 până la versetul 6 și anume, vedem că Dumnezeu face o chemare. Spune Biblia aici, versetul 4. Cine este prost să vină încoace? Și celor lipsiți de pricepere le zice. Aș vrea să vă spun, frați și surori, și toți cei care ascultați cuvântul lui Dumnezeu, chemarea pe care bunul Dumnezeu o face, în primul rând îi vizează pe cei rătăciți. Așa spune aici în versetul 4. Cine este prost să vină încoace, strigă înțelepciunea celor lipsiți de pricepere. Dumnezeu atunci când face o chemare, poate noi atunci când, eu știu, avem anumite afinități la oameni, poate nu ne gândim în mod deosebit la cei rătăciți, la cei fără pricepere. Poate noi ne-am orienta spre altfel de oameni. Dar vedeți aici totodată înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu. Isaia 53 spune că noi toți rătăceam ca niște oi pierdute. Noi, fiecare dintre noi care facem astăzi parte din biserică, a fost un moment în viața noastră în care eram rătăciți. Dar Dumnezeu în îndurarea asta cea mare ne-a chemat și pe noi pe nume. Și ferice de noi care am răspuns chemării pe care Dumnezeu le-a făcut-o. Chemarea lui Dumnezeu în primul rând divizează pe cei rătăciți. Apoi, versetul 5 spune așa. Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Chemarea pe care Dumnezeu o face omului vine cu o ofertă bogată. Ce minunat e lucrul acesta. Dumnezeu te cheamă așa cum ești. Poate oamenii te desconsideră, poate oamenii nu ți-au dat a doua șansă. Dar Dumnezeu te cheamă așa cum ești și mai mult de atât, Dumnezeu vine cu ofertă bogată pentru tine. Isaia 55:1 vine Biblia și ne spune: voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Ce promisiune face Dumnezeu, ce chemare face Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu nostru este bogat în îndurare, este bogat în milă, este bogat în dragoste. Și El în dragostea sa este acela care îi cheamă pe oameni. Și nu doar că îi vizează pe cei care sunt rătăciți, care sunt pe căi străine, dar El vine și cu ofertă bogată. Aduceți-vă aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, vine Domnul Iisus și spune, versetul 54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Aici Solomon vine și spune despre pâine și despre vin. Nu e așa că, într-un mod simbolic, noi atunci când ne împărtășim și am stat duminică cu Domnul la masă, vedem că, de fapt, ceea ce Solomon a scris aici, noi vedem că totul s-a împlinit și a avut loc și s-a revelat într-un mod absolut în Domnul Iisus Hristos, în momentul în care El a venit în lumea noastră. Asta face Dumnezeu. Îi cheamă pe oameni, îi cheamă pe oameni așa cum sunt, îi cheamă pe oamenii care poate n-au altă șansă din punct de vedere omenesc.
Oamenii poate s-au uitat la tine și s-au spus, mă, ce se mai poate alege de tine? Dar te rog să fii cu luarea minte în această după masă. Crede cuvântul acesta, că această chemare pe care Dumnezeu o face, te vizează și pe tine. El vine cu ofertă bogată pentru tot aceea pe care îi cheamă. Dar nu doar atât. Lăsați prostia și veți trăi, spune prima parte a versetului 6. Atunci când Dumnezeu cheamă, atunci când Dumnezeu vine cu oferta, aș vrea să vă spun, frați și surori, chemarea pe care Dumnezeu o face presupune că omul să se lase de rău. Tot în Isaia găsim scris, Isaia 55:7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. De multe ori cităm versetul acesta și spunem, da, noi avem un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar uitați pentru cine se aplică versetul acesta. Pentru omul care alege să se lase de rău. Pentru omul care renunță la nelegiuire. Nu pentru omul care trăiește într-un mod constant în păcat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iarte pe toți aceia care renunță, care aleg de bună voie să renunțe la păcat. Asta presupune chemarea lui Dumnezeu. Presupune să te lași de rău. Și îmi place atât de mult că după ce Dumnezeu îi cheamă pe oameni așa cum sunt, le oferă ceva mai mult decât niciun alt om și nimeni din lumea aceasta nu poate să le ofere, Dumnezeu le spune foarte clar, dacă veniți la mine, trebuie să renunțați la faptele voastre rele. Și îmi place atât de mult că Dumnezeu nu se oprește aici. Continuă a doua parte a versetului 6. Și umblați pe calea priceperii. Chemarea pe care Dumnezeu o face omului te va îndruma pe o nouă cale. Poate ești aici după masa asta și poate spui că ai răspuns chemării lui Dumnezeu. Poate te consideri creștin în această după masă. Dă-mi voie să te întreb, din momentul în care tu spui în inima ta că ai răspuns chemării lui Dumnezeu, s-a schimbat drumul tău în viață? Sau poate ai aceleași metehne de ani de zile? Poate nu ți-ai schimbat comportamentul, poate n-ai renunțat la o cale rea, poate nu te-ai dus pe calea despre care Biblia vine și spune că este o singură cale și pe calea asta fiecare trebuie să se lepte de sine însuși. Asta face Dumnezeu. Când îi cheamă pe oameni, automat omul care răspunde chemării va păși pe o cale pe care Dumnezeu îl va îndruma. Mergem mai departe, frați și surori, și vom vedea în al treilea rând că vis-a-vis de acest plan al lui Dumnezeu și vis-a-vis de această chemare pe care Dumnezeu o face, care dați-mi voie să spun, nu se poate compara cu nicio altă chemare din lume. Ceea ce Dumnezeu promite și ceea ce Dumnezeu oferă omului, nimeni din lumea aceasta nu poate să facă. Dar vom vedea în al treilea rând că aici Biblia vorbește despre două atitudini pe care omul poate să le aibă. Modul în care noi răspundem chemării lui Dumnezeu și învățăturii care vine din partea Lui spune foarte multe despre caracterul nostru. Și aici Biblia este foarte tranșantă. Două categorii de oameni. Oameni batjocoritori sau oameni disprețuitori sau oameni înțelepți. Oamenii batjocoritori sunt cei care resping adevărul, cărora le place să trăiască în neascultare de Dumnezeu. Sunt oamenii care în inima lor urăsc tot ce este sfânt și drept și tot ce vine din adevăr și care este din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că în această zi noi stăm în față cu cuvântul lui Dumnezeu și ar trebui să ne verificăm viața. Cum suntem noi vis-a-vis de chemarea pe care Dumnezeu o face și care este atitudinea noastră atunci când Dumnezeu ne vorbește. Pentru că modul în care noi răspundem la ceea ce Dumnezeu vorbește spune foarte multe despre caracterul nostru. Dacă respingem învățătura, dacă respingem cuvântul lui Dumnezeu, dacă respingem mustrarea care vine de la Dumnezeu, se prea poate să ne încadrăm în categoria aceasta de oameni disprețuitori. Eu mă rog ca Domnul să ne păzească pe fiecare în parte și ori de câte ori El ne vorbește, haideți să fim oameni înțelepți, care să ne smerim și să zicem, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să ne vorbești, îți mulțumim, ajută-ne să ne pocăim, ajută-ne să renunțăm la orice lucru rău care este în viața noastră și ajută-ne ori de câte ori ne vorbești să fim cu o inimă deschisă înaintea Ta. În cuvântarea lui Ștefan din Fapte, din capitolul 7, el vine și spune un cuvânt foarte dur. 7:51, Biblia spune așa. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Ștefan vorbea celor de pe vremea Domnului Iisus Hristos care au ajuns să-L răstignească pe Mântuitorul. E trist că și în generația noastră sunt astfel de oameni.
oameni care sunt cu inima netăiată împrejur, oameni care își astupă urechile. Atunci când Dumnezeu vorbește, ei spun, nu ne trebuie așa ceva. Nu Dumnezeu a vorbit. Și pun la spate cuvântul lui Dumnezeu. Va fi vai de omul acela care până în ziua judecăți, până în momentul cât mare zile, nu se va pocăi de acest lucru. Pentru că dacă omul cât stă, cât trăiește pe pământul acesta, nu ia minte la cuvântul și la chemarea lui Dumnezeu, va trebui din nefericire pentru el să sufere o veșnică osândă. Datoria noastră, pentru că ne uităm aici că sunt, aici spune despre slujnicele care strigă, apoi vedem în Matei 22 despre oamenii, despre trimișii împăratului, care merg și fac această chemare. Asta e datoria noastră ca și oameni al lui Dumnezeu, ca și mântuiți. Să ducem mai departe vestea bună, să le spunem la oameni. Și Pavel venea și spunea în 2 Corinteni, capitolul 4, că noi trebuie să fim primiți, adică noi avem un mesaj care trebuie să fie vrednic, să fie primit de orice cuget omenesc. Ori de câte ori vorbim cu oamenii, haideți să avem această încredere în inima noastră. Când avem în mintea noastră faptul că îi chemăm la Hristos, că îi chemăm la pocăință, că îi chemăm să renunțe la faptele lor rele, noi suntem aceia care stăm la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu se folosește de noi, ca și biserică, ca să-i atragă pe oameni la El. Asta este datoria noastră, să spunem adevărul din iubire. Modul în care omul va răspunde, asta nu mai ține de noi. Ce putem noi face este să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să scoată cât mai multe suflete la mântuire și Domnul să ne ajute. Apoi vedem altă categorie de oameni, sunt oamenii înțelepți. Sunt oamenii care își recunosc lipsa de pricepere. Omul care își recunoaște sărăcia în duh, Matei 5:3, și este un om care, indiferent de vârsta pe care o are, continuă să învețe. Omul înțelept știe că nu e prea bătrân ca să mai acumuleze, ca să se mai desăvârșească. Frați și surori, pentru fiecare dintre noi încă mai este loc să ne înțelepțim. Și îmi place atât de mult că mai întâlnesc frați cu o vârstă respectabilă și vezi dornici de a învăța, dornici de a afla profunzim din cuvântul lui Dumnezeu. Ți-e mai mare dragul să stai, să schimbi cu ei vorbe și îți dai seama ce înțelepciune le dă Dumnezeu și le descoperă Dumnezeu din cuvântul Lui. Haideți în această după masă să alegem înaintea lui Dumnezeu, să fim oamenii aceia înțelepți, să recunoaștem că încă mai avem multe lucruri de învățat, încă mai avem multe lucruri de schimbat în viața noastră. Dar Domnul să ne ajute ca pe această cale a desăvârșirii noi să rămânem oameni smeriți și să rămânem înțelepți și Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă ești înțelept, versetul 12, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Versetul acesta nu mai trebuie nicio explicație, pentru că e foarte clar și tranșant. Dacă ești înțelept, dacă iei în inima ta și pui la inimă cuvântul lui Dumnezeu, pentru tine o faci, dragul meu. Gândește-te un pic la binele sufletului tău. Și asta nu e dovadă de egoism. Asta e dovadă de înțelepciune din partea ta. Atunci când Dumnezeu îți vorbește, pune la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că îți face bine ție. Poate te gândești așa în inima ta că n-ai nevoie de lucrul acesta. Dă-mi voie să spun, ție îți faci rău. Așa spune aici cuvântul. Pentru tine ești înțelept. Însă dacă ești batjocoritor, dacă disprețuiești cuvântul lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun, cu durere în inimă, singur o să ai de suferit. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Fără să-L recunoaștem pe Dumnezeu, frați și surori, în fiecare aspect al vieților noastre, fără să-L implicăm pe Dumnezeu în fiecare domeniu în viața noastră, vom ajunge să falimentăm. Dar mă rog că în această zi, Domnul să ne ajute să-L recunoaștem pe El în toate. El mereu i-a numit pe oameni prin minciună și le-a promis o falsă realitate. Și această ofertă contrafăcută, această o altă evanghelie, dacă vreți, așa cum numește Pavel în Galateni,
În mod deosebit ne privește pe noi. Pe noi care suntem pe calea lui Dumnezeu. Pentru că pe cei din lume, dar oricum e mână, oricum ei sunt pămuși de el. Dar pe noi care suntem pe calea Domnului, că ascultați la cine strigă nebunie. La trecătorii care merg pe calea dreaptă. Cu aia din lume nu are atât de multă treabă cât are cu noi. Care umblăm pe calea păcăinței, care umblăm pe calea Domnului. Și în această seară, aș dori să... Fiți trești și vegheați, căci potrivnicul vostru diavolul dă tâmpoare ca un leu și caută să mintă. Și pe noi ne privește acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. El mereu ne-a promis pe oameni și le-a promis o falsă realitate. Și vine cu o altă evanghelie. Și aceeași amăgire o vedem aici, prezentată aici de Solomon în Proverbe 9, dar aceeași amăgire o vedem și în generația noastră. Și haideți să vedem aici cum este descris această nebunie, această înțelepciune drăcească, dacă vreți. Versetul 13 vine și spune așa. Nebunia este o femeie religioasă, proastă și care nu știe nimic. Cu alte cuvinte, este multă zarvă, dar fără conținut. De prea multe ori se întâmplă că, în mod deosebit, mă găsesc la tine. Sunt anumite, eu știu, aveți anumite afinități, vă poate anumite lucruri și vă poate avea anumite emoții. Acum, poate unii dintre voi ați și prin alte locuri și prin alte biserici și ați simțit așa, poate a zis voi în inima voastră, mamă, ce bine m-am simțit aici, ce emoții, ce instanță. Aș vrea să vă spun că dacă ceea ce ați trăit în astfel de loc, dacă n-a produs în voi o transformare din punct de vedere moral, n-a fost decât o emoție firească. Sunt oameni care merg la, nu știu, la geam, la opera, la filarmonie, să asculte ceva deosebit, să-și ministrească inima. Sunt unii care cântă Ave Maria și plâng în plânge toată sala. Dar acolo nu Duhul lui Dumnezeu. Vine că și în generația voastră și revin la cei tineri. Și mă bucur că în această dimineață foarte cu Domnul de tineri este aici. Observați cum este scrisă nebunia. Multă zarvă, dar fără conținut. Atunci când unii dintre voi pot ajunge în altfel de loc. Și nu vreau să vă mulțumesc aici. Eu vă întreb. Pe lângă faptul că ar fi așa un extat de la Căpălina, a zis, wow, e Domnul aici, ce minunat, ce bine l-am simțit. A vrut o schimbare viața voastră. Sau a fost așa de o chestie de moment. O emoție de 5 minute, de 10 minute, ați plecat afară și poate ați rămas la fel. Aș vrea să vin cu doar aminte, pentru că diavolul vine cu oferte contra făcute. Nu mă zic că bună, îmi place, mă sunt generația mea tânără. Cât mai mult pe dorăcie, cât mai mult om. Dar dacă nu conținut, dacă nu conduce transformarea și schimbarea din lumea ta, dă-mi voie să spun. Acolo nu pot vorbi Dumnezeu. Nebunia este aceea care așteaptă și adormește. Versetul 14. Șapte la ușa casei sale pe un scaun de mulțime de cetăți. Poate zici că gata, de primit pe diavol, zici că ai avut o devință spirituală și apoi ne vedea să faci. Eu zic, fi pregătit și fi pregătit în această zi. Pentru că deșeul și privitor din multe lucruri. Încă este părintele noastră. Și de vom fi pe pământul acesta, va trebui fiecare dintre noi să ne ridicăm la acest loc. Cum spuneam, această ademenire, această ademenire a nebuniei, în modul sfârșit ne vizează pe noi, cei care mergem pe această cale dreaptă. Dar atent trei culminat, venea postul Pavel și spunea, o garate nechipzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost îndrăvit Iisus Hristos care a strigit. De prea multe ori, prin tot ce se întâmplă în jurul nostru, prin faptul că dăm crezare anumitor vorbe, anumitor șoapte, riscăm să ne abatem de pe cale. În această după masă, fiecare dintre noi putem verifica înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Calea pe care sunt acum, sau căile pe care le urmez în fiecare zi, mă apropie la numele Dumnezeu, sau poate am ajuns pe o cale în care am ajuns să neglijez biserica, să neglijez sfatul care vine din partea lui Dumnezeu. În această după masă, fiecare dintre noi, frate și surori, suntem chemați de Dumnezeu să fim pregători și să fim înțelepți. Să știm să deosebim. Spunea Domnul lui Dumnezeu că, de fapt, discernământul spiritual nu este neapărat să deosebești răul de tine, ci este să deosebești binele de cel care este aproape de tine. De multe ori așa vine diavolul. Vine Biblia și spune prin Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11. Că satana, dar nu doar el, și slujitorii lui. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători și tot, care se prefacă la postul al lui Hristos. Și nu este din mirare că și cam să mă arăsă să prefacem cu plângea de lumină. Poate mulți dintre voi m-ați
înfățișare de asta anumite oameni foarte carismatici, foarte așa, se crede în și niște apostoli. Și vin cu niște învățături, Domnul îmi zice, deodată sfat. Dacă după 2000 de ani de creștinism, oamenii vin cu altceva, dă-o voi să spui că nu ar vedea cu Dumnezeu. Pentru că se prea întâmplă astăzi ca să zică oamenii, bă, hai că vedem cu ceva nou. Foarte dragul de a trage omul firesc. Dar marele risc este că și omul duhovnicesc este vizat de o astfel de lumeală. În această frumoasă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar. Apele curate, zice, nebunia, sunt dulci și până luată ca ascuns este plăcută. Observați vorbirii de șire diavolului. Dacă vă uitați la chemarea pe care o face înțelepciunea și la chemarea pe care o face nebunia, să găsiți foarte multe asemănări. Însă, deși diavolul încearcă să imite tot ce este bun și curat și tot ceea ce Dumnezeu face, nu poate să imite decât până la un punct. Aduceți-vă aminte de acei doi vrăjitori, de Iane și Iamune, care la un moment dat au vrut să facă și însemne cum făcea Moise. Însă totul s-a putut până la un punct. Până când chiar și ei și cei de casă după parola lui Dumnezeu, aici, nu este decât degetul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Versetul 17 spune așa, apele frate sunt mulți și pâinea luată ca ascuns este plăcută. Dumnezeu spune versetul 5, veniți de mâncare din pâinea mea și veți din vinul pe care l-am amestecat. Ce diferență este între sfatul veșnic pe care Dumnezeu face și plăcerea de clipa păcatului. Asta face nebunia și asta promite nebunia. Nu promite decât o plăcere de clipa păcatului, dar chemarea lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu are în vedere din o sfat veșnic, acolo în împărăția lui, slăvit să fie el. Nebunia promite clipa, dar nu poate să asigure veșnicia. Așa se încheie versetul 18 din cuvântul. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții sunt în văină locuinței morților. Dumnezeu ne promite cerul. Dumnezeu ne cheamă să mulțumim în părăția lui. Dar totodată vine diavolul pe părca lui. Vine diavolul să ne denumească. Vine diavolul de multe ori și caută să ne tragă de partea lui. Și pe lucruri care par părere bune, că aici e mare problemă. Dragi mine, mare grijă pe cei ascultați pe internet. E prin internet de predicat și de predic. Și mă doar atât de la răspundă și că mai vorbesc cu Domnul și altul. Și te întreb, cum poți să spui până astfel de om? Asta e marea dorere. Și poate nu neapărat toți, nu neapărat doar cei tine sunt vizați. Poate și unii frați care, eu știu, poate a lăsat o mărboare cu pocăința. Poate au rărit-o cu biserica și zic, lasă că mi-a ajuns să stau pe internet. Și dau clic și clic după tot felul de oameni care nu caută altceva decât să-și creeze un cult al personalității. Din Biserica lui Hristos. Haideți să rămânem aici unde Domnul ne-a așezat. Să nu ne tot întâi de noi crângem la altă parte. Haideți să rămânem aici. Să nu facem doar frunze, să facem rău. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Închei la rămasă aceasta și spun că modul în care noi tratăm învățătura și chemarea lui Dumnezeu ne poate asigura ori un sfânt veșnic, ori o cară veșnică. Pentru cel care este aici în dimineața, în rămasă asta, și care a mers pe două căi, care a copilat și cu lumea și cu biserica. Dumnezeu spune foarte clar și așa pe această frumoasă. Renunță la căile tale rele. Renunță la mai slujirea lui stăpâni. Ori ești cu Dumnezeu și cu biserica, ori ești cu cel rău și cu lumea. Dumnezeu ne vorbește în această frumoasă și ne spune. Și mesajul am intitulat. O scoți sau o sâmbă. Ține de mine și ține de tine ca să alegem. Unde vrem să fim? Ori la o scoți veșnic, ori într-o sunte veșnică. Domnul să ne păzească și cred că vom fi oameni înțelepți, care atunci când vom auzi cuvântul lui Dumnezeu și l-am auzit în această zi și orice câte ori vom mai auzi, haideți să alegem, să ne supunem lui Dumnezeu și cuvântului Său. Amin. Să fiu un simplu om.
fiu plăcut înaintea ta. Dar când cei din jur m-au părăsit, tu rămâi mereu tăria mea. Dar când cei din jur I'm
pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Cine nu cunoaște despre înțeleptul Solomon, care din poziția lui de prinț a fost cel care a stat înaintea lui Dumnezeu, având șansa aceasta în viață să continue activitatea tatălui său și și-a dovedit acolo spiritul lui și ceea ce era înăuntru lui, în relația lui cu divinitatea, când Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus lui Solomon, cere-mi ce vrei tu și aia am să-ți dau. Și dacă ne-am pune în situația acestui bărbat, acestui tânăr, cu perspectiva, cu CV-ul pe care el îl avea, ai fi zis, Domnule, crescând la curtea împăratului, fiind o genă selectă, beneficiind o educație deosebită, păi ăsta din start este cel care are, știe, poate. Însă uitați, în relația lui cu Dumnezeu, acest bărbat, acest tânăr, este cel care stă înaintea lui Dumnezeu, care îi face această ofertă, fără să-i ceară nimic, Dumnezeu. În general, Dumnezeu este cel care cere de multe ori ca să-ți dea
anumite lucruri dacă vei face. Dar iată, de data aceasta este să faci această ofertă atât de generoasă și de deschisă, și tânărul acesta cu un CV, cum spuneam, cu un istoric frumos, deosebit, este cel care stă înaintea lui Dumnezeu și îl văd într-o atitudine smerită. Într-o atitudine liniștită, dar plecat înaintea lui Dumnezeu, se analizează pe sine. Tu, Solomoane, ești cel care... Nu te uiți la avere, nu te uiți la vrăjmași, nu te uiți la alte lucruri, la împărăție, perspectivele tale. Tu, Solomoane, ești cel care stai înaintea Domnului și îi spui un lucru lui Dumnezeu. Vreau înțelepciune. Tare i-a plăcut lui Dumnezeu lucrul ăsta. Atât de mult i-a plăcut lui Dumnezeu lucrul acesta... Poate din perspectiva noastră am zice, l-a surprins pe Dumnezeu cu astfel de cerere. Vrei să-L surprinzi pe Dumnezeu plăcut? Fă o astfel de cerere. Și Dumnezeu este Cel care oferă ceea ce El cere, cum n-a avut altcineva, înțelepciune, și în același timp Dumnezeu îi dă mult mai mult decât El a cerut, pentru că Dumnezeu e generos, e bun, e minunat. Și are resurse și când cineva câștigă inima lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă peste așteptări. Că așa știe Dumnezeu să binecuvinteze când cineva este în voia Lui, care e o voie plăcută. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Înțelepciunea. Înțelepciunea trebuie cerută. Dar pentru a o cere trebuie să constați că nu o ai. Nu ai suficientă. În general avem și oamenii trăiesc cu mentalul acesta scoțând în față. Temeri ce? Din ceea ce au și au dobândit prin efort, prin muncă, școală, funcții sau alte lucruri. Dar cât sunt aceia care recunosc, n-am suficientă înțelepciune spirituală? Cât sunt aceia care, verificându-și gândurile, vorbele, faptele, trăirile, zică, Domnule, sunt nechipzuit, sunt necontrolat, sunt nesăbuit, sunt firesc, nu sunt duhovnicesc. Cât sunt aceia? Seara asta este o seară a provocării pentru noi în această privință. Ne așezăm confortabil și comod, nu pe scaune, ci în gândirea noastră. În mentalul nostru ne așezăm ca într-un fotoliu. De atot știutori, de atot cunoscători. Dar iată că nu este chiar așa. Cât mai recunosc? Nu pot să folosesc cuvântul cum folosește aici prost. Că zice dincolo Domnul, cine zice prostule, intră sub altă articol de lege sfânt. Dar pot să zic nechipzuit, nesăbuit, nesocotit, necontrolat. De câte ori n-ai deschis gura necontrolat? De câte ori nu ai te-ai purtat așa, cu o atitudine din aceea în care numai control de sine sau spiritual n-ai avut? Știți că avem nevoie de înțelepciune pentru asta? Eu înțelepciunea, cităm în 8:12, zice așa, hai să citesc 11. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemăna cu ea. Doamne, mărgăritarele, cât îți de căutat! Lucrurile acelea strălucitoare ale lumii, care sunt, cât sunt de atrăgătoare pentru și de costisitoare și că nu cheltuie omul pentru ele. Dar auziți voi,
Înțelepciunea prețuiește mai mult decât ele. Iar eu înțelepciunea, zice în 12 verset, eu înțelepciunea am ca locuință ce? Mintea. Mintea. Dar nu mintea care minte, ci mintea care se odihnește în adevăr. Mintea care este așezată în lumină. Mintea aia în care strălucește adevărul lui Dumnezeu, dragii mei. Credința și încrederea și credincioșia față de Dumnezeu. Acolo, în această sferă spirituală pe care o ai. Pentru că așa de mult îmi place cuvântul din seara aceasta, dar nu-i vreme de a spune multe lucruri. Domnule, și tu care ești rătăcit, pierdut și nu înțelegi mai nimic, știi că te cheamă, înțelepciunea strigă la tine? Înțelepciunea ți iese înainte și îți vorbește, știi cum îți vorbește? Prietenos. Cu drag. Plăcut. Așa vorbește înțelepciunea, dar cu inima ta împietrită, cu duhul tău închis și întunecat, trece pe lângă tine. Cu mintea ta, cu prejudecății, cu cerite de tot felul de vicii și legat într-un fel sau altul, nu simți, nu ți se leagă nimic, nimic nu se leagă. Și e păcat. Ai mare pierdere. Dragii mei, vreau să spun câteva cuvinte care să înțelegem. Binecuvântări ale înțelepciunii. Oarecum să stârnesc interesul în noi mai mult să cerem de la Dumnezeu să ne-o dea. Dacă cuiva lipsește, zice Iacov, dar trebuie să-ți constați că nouă. Iară zic. Asta e cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru. Vreau să vă spun și să înțelegeți, înțelepciunea n-are limite în ordinea în care noi, numerelor noastre sau unităților noastre de măsură. Să zici, înțelepciunea e de la 1 până la 100. Așa cum oamenii își testează inteligența. Nu e așa. Înțelepciunea nu e așa. Înțelepciunea despre care vorbește Scriptura începe din momentul în care primești cuvântul lui Dumnezeu. Îl crezi și știți cum merge? Crescând, crescând, crescând în cunoașterea Lui și Pavel zice și încă vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Deci n-are limită până în veșnicie. Până acolo ne duce. N-are limite. Nu putem noi dimensiona, măsura cu centimetri, nici cu unitățile noastre de măsură în ceea ce privesc alte lucruri pe care le avem. Unități de măsură. Proverbe 16:2. Cuvântul Domnului spune acolo și haideți să-l citesc, 16, capitol cu 22 și 23. Zice așa. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Aleluia, slavă ție, Doamne! Nu mă duc în multele expresii aici despre înțelepciune, decât rămân la aceasta. Înțelepciunea este un izvor de viață. Auzi, cere înțelepciune ca să ai viață. Înțelepciunea este aceea care te va lumina în ceea ce privește viața ta socială, familiară. Înțelepciunea asta care vine de la Dumnezeu nu te va face să fii obtuz, închistat, ci te va lumina în așa fel încât viața ta spirituală, pentru că totul pleacă din interiorul nostru, din legătura noastră cu divinitatea,
este un izvor de viață înțelepciunea. Doamne, dă-mi-o! Amin. Și cine o dorește să zică amin. Amin. Mărire Domnului. Amin. Al doilea lucru care vreau să-l aveți în vedere. Proverbe 19 cu 11 zice așa. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite ce? Greșelile. Te uiți la unii oameni, repede-i sare țandăra, repede-i nervos, repede. Înțelepciunea te face, chiar dacă auzi, chiar dacă vezi, chiar dacă ești lovit, ce te face? Nu te face răzbunător, te face răbdător. Amen. Mai poți să rabzi? Amen. Ești înțelept. Simți așa că nu mai poți, domnule, păi pe cât tot? Da, vine asta, starea asta vine. Vine. Dar reține, să reținem în această seară că una din calitățile pe care se văd în viața celui înțelept este răbdarea. Este răbdător. Apoi, în 28 capitol, tot din Proverbe, pentru că el a scris multe lucruri despre înțelepciune, având de la Dumnezeu harul acesta, zice în felul următor, în 28 capitol, versetul 26. Cine se încrede în inima lui este un... Citim cum e scris. Și dacă o fi greșit, citim cum e scris. Și nu-i greșit când citim cum e scris. Zice, cine se încrede în inima lui este un nebun. Dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Amin. Acum vă întreb, vreți să fii mântuiți? Amin. În vederea mântuirii este nevoie să umblăm în înțelepciune. Avem nevoie de această lumină care vine de la Dumnezeu prin Hristos Domnul, prin credința în El. Ca să avem în inima noastră acest har al mântuirii, frați și surori, prieteni dragi, care vrei să ieși de sub osânda diavolului, de sub legăturile păcatului care te țin legat într-o formă sau în alta, te uiți la tine și ești schimonosit și pierdut. Și nu mai ai nicio speranță de viață. Înțelegi în seara aceasta, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu strigă prietenos la tine. Deschideți inima pentru Hristos Domnul. Și El este Cel care îți va aduce eliberarea și izbăvirea de starea în care tu te găsești. A făcut în viața tuturora și o va face și în viața ta. Pentru că înțelepciunea este izvor de viață. Înțelepciunea este aceea care, prin care ajungi la mântuire. Și închei. Cu ceea ce spune... În Proverbe la început, în capitolul 3. Capitolul 3 cu versetul 13 spune așa: ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă priceperea. Cum e cel înțelept și priceput? Fericit. E fericit. Seara aceasta, provocarea înțelepciunii, strigătul înțelepciunii care vine de sus, de la Dumnezeu, a strigat între noi. Acum, înțelege că Dumnezeu te cheamă așa cum ești, cu limitele tale, cu posibilitățile care le ai, dar El te cheamă să te înțelepțească, să te facă să devii un om special, să ai viață. Să fii omul acela care să ai răbdare în tine.
să fii omul acela, persoana aceea care să ai parte de mântuirea lui Dumnezeu. Și când ai ajuns la nivelul acesta și trăiești în această binecuvântare a lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun că ești fericit, că ai mult sau ai puțin, că ești sănătos sau mai puțin sănătos, că ești acceptat sau respins, asta nu contează. Este important să-L ai pe Hristos în inima ta, să ai înțelepciunea care vine de la El și care să o cultivăm, să o căutăm. Să fim oamenii aceia care să ne uităm la aceste virtuți pe care înțelepciunea le clădește în sufletul nostru, să le dorim și să le urmărim, să ne stăpânim și să ne controlăm. Fiecare pe El însuși. Și atunci, cu siguranță, ceea ce Domnul spune aici este binecuvântare pentru noi. Cel înțelept, cine găsește înțelepciunea, este fericit. Pentru că înțelepciunea îl face pe om fericit. Slăvit să fie Domnul! Fie ca în inima noastră să fie stârnită dorința aceasta de a fi oameni înțelepți în purtarea noastră, unii cu ceilalți, și poate că uneori ne purtăm în familie mai altfel. Dar știți ce a zis Petru? Și repet uneori la căsătorii. Bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu soțiile voastre, acordându-le atenție, respect, întâietate. Că sunt un vas mai gingaș, sunt un vas mai sensibil și schemate să moștenească același har al vieții împreună cu voi. Doamne, fie în casele noastre manifestată înțelepciunea, fie în viața noastră un scop și o țintă să ne purtăm cu înțelepciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm, să avem un moment de rugăciune. Au mai venit aici două bilete pentru rugăciune în seara aceasta, din partea a două persoane, sora Florica Boitoș, soțul dumneaei a plecat la Domnul cu mulți ani. Este bolnavă cu cancer, de cancer, este o femeie în vârstă, familie deosebită care a slujit biserica aceasta mulți ani, cu ceea ce ei au putut la timpul lor. Apoi o altă soră, Glodian, este cea care merge la operație, are o tumoră la gât, la Cluj și va urma un tratament mai deosebit. Să le amintim și pe aceste două surori, Domnul le cunoaște și Domnul să-și întindă mâna peste ele. Amin. Și apoi să cerem de la Domnul, Doamne, eu mai am nevoie de înțelepciune, mai am nevoie de pricepere, mai am nevoie de răbdare. Vreau să fiu fericit, Doamne, binecuvintează-mă în casa mea, în societate, în biserică și oriunde sunt, să fiu un om care să mă port cu înțelepciune. Iar în final să mulțumim lui Dumnezeu pentru după masa aceasta, pentru seara aceasta și pentru cuvântul lui. Amin. Ne rugăm!
și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână cu noi, cu fiecare, până în veșnicii. Amin. Vă rog să mai ocupați locurile doar pentru câteva momente. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul mântuirii al vieții și pentru binecuvântările de care ne face parte nouă ca și oameni în lumea aceasta și pentru perspectiva care El ne-a dăruit-o în ceea ce privește eternitatea noastră. Desigur că ar fi nevoie să predicăm mijloacele pe care Dumnezeu le folosește în vederea dobândirii înțelepciunii. Ce ziceți? Dumnezeu a pus niște instrumente la îndemâna noastră prin care să putem dobândi înțelepciunea asta care vine de aia. Poate în perioada următoare mai rânduiește Domnul prin frate care să mai deschidă predicator cartea Proverbele lui Solomon și să mai putem vorbi și despre asta. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă instrumentele necesare prin care să dobândim. Nu pică pară mălăiați, ci trebuie să fie căutare și dorință. Dragii mei, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus și să umblăm în înțelepciunea care vine de sus. Și atunci vom fi binecuvântați și fericiți. O seară binecuvântată, cei vizați pentru mâine la 9:15, vă rog să fiți prezenți acolo, iar apoi duminică activitățile care sunt cu pace și binecuvântare, iar cei care au fost solicitați să rămână în seara asta, îi rog să rămână pentru câteva momente. Pacea Domnului să te binecuvânteze.